Situația economică a românilor de rând ar putea lua o turnură dificilă în următoarele luni ale anului, având în vedere prospectul unei inflații care ar putea avea un indice format din două cifre. Deși cele mai importante cheltuieli lunare ale românilor sunt cele legate de utilități, alimente, servicii de telecomunicații și servicii de streaming și TV, oamenii au alocat un buget recurent și pentru produse de sănătate, care devin foarte costisitoare, mai ales pentru pensionari. Aceștia susțin că pe lângă cheltuielile de natură generală, cei mai mulți bani îi cheltuie pe pastile. De asemenea, spun că își asigură minimul necesar în măsura în care se poate în gospodărie. Pe ce credeți că cheltuiești cei mai mulți bani? Nu de ce, nu de ce. Pe medicamente spuneți că cheltuiți de obicei cei mai mulți bani? Foarte mult. Considerați că medicamentele vă lasă cumva o lipsă în buget? Vă creează o lipsă în buget? Ar fi imposibil să nu lasă. Și că nu le luai toate. Și considerați că din pensia pe care o aveți, pentru că bănuiesc că sunteți pensionar, nu vă mai ajunge să vă mai asigurați și alte necesități din cauza medicamentelor? Foarte greu. Curcă greu în țara natală, iar condițiile de aici determină pe cei mai mulți dintre români să caute un venit mai bun departe de casă. Aceștia fac bani în străinătate, urmând să-i cheltuie în țară pe necesitățile familiei și pe dările la stat. Tinerii spun că se descurcă greu în țara natală, iar condițiile de aici determină pe cei mai mulți dintre români să caute un venit mai bun departe de casă. Aceștia fac bani în străinătate, urmând să-i cheltuie în țară pe necesitățile familiei și pe dările la stat. Salariile din România nu sunt suficiente în cele mai multe dintre cazuri pentru a avea parte de un trai decent, așa că aceștia aleg să plece peste hotare și să-și câștige existența mult mai ușor în țara lor. De asemenea, în raport cu prețurile din România, tinerii spun că salariile și pensiile sunt prea mici și nu își imaginează cum ar putea face față în acest context fără să părăsească țara. Toate acestea, cei care au posibilitatea să o facă, nu uită de semenii mai puțin norocoși și îi ajută cum pot. Pe ce consideri că tu cheltuiești cei mai mulți bani? Pe rosturile familiei și, în general, pentru ajutorul oamenilor, dar nu numai pentru mine și trebuie să ne gândim și la ceilalți. Unde crezi că îți rămân lipsuri în buget? Din ce cauză crezi că pierzi bani? Lipsurile în buget rămân în România, pentru că eu muncesc în străinătate. Da, deci vin aici, cheltui bani și plec ca să mă duc să câștig un trai mai bun, un trai mai ușor. Deci asta mă ține în viață, îmi câștig existența, străinătatea. Crezi că produsele din România s-au scumpit extraordinar de mult? Nu că extraordinar, foarte mult. Și românii aici nu-și permit, cel puțin bătrânii. Nu știu cum trăiesc, cum își plătesc chiria, cum își plătesc acolo mâncarea, ce mai au, impozite și chestia asta. Nu cred că s-ar întreține un român cu salariul din România, niciodată. Cred că sunt majoritatea datori statului, dar asta pentru conducerea de acolo, din București, pentru că ei trăiesc bine și restul mor de foame. Cam asta cred eu. Că bugetul pe care îl acordă statul românilor nu este suficient. Nu este suficient și cred că ar trebui să se ține cont, pentru că nici nu sunt servicii bune, lucrurile sunt foarte scumpe, e prețurile care sunt în afară. Dacă acolo o pâine în Anglia este o liră, adică sau 70 de pei, acolo aici este vreo 2-3 lei. Deci e același preț, Red Bull-ul la fel, este o liră, aici este... La fel, 5 lei. Dar deci totuși nu? Salariile sunt diferite în Anglia. Vă dați seama, ajunge din un salariu 1700, 2000, 3000, 4000 de lire. În afară aici... Și atunci, raportat la prețul produselor, nu ți se mai pare atât de mult? Foarte puțin. Deci poți să scrisești și existența, poți să pui și ceva deoparte, poți să mergi și acasă la dragii tăi, acolo sunt oamenii ținuți și trăiești și bine și ai și familia lângă tine, însă aici nu poți să stai cu familia ta, trebuie să pleci. Prin urmare, românii fac față cu greu și spun că este foarte complicat, aproape imposibil pentru cetățenii de rând să reușească să se întrețină având în vedere prețurile care au explodat. Creșterea alarmantă a prețurilor afectează pe cei mai mulți dintre români. Evident, cea mai afectată categorie o reprezintă chiar vârstnicii, care trebuie să-și asigure dintr-o pensie atât traiul zilnic, cât și medicamentele de care au nevoie. Românii de rând au puține șanse să își asigure un trai mai bun în viitor. E clar că nu ajută prea mult nici veniturile mici de la care începem calculele. Cu cât mai mulți bani de investit, cu atât veniturile posibile vor fi mai mari. Însă până acolo trebuie să scap de traiul de pe o zi pe alta, iar asta este ceva mai dificil.